În județul Hunedoara se fac pași importanți pentru dezvoltarea turismului, conștienți de potențialul turistic imens pe care îl are județul nostru. La sediul Consiliului Județean a avut loc joi o întâlnire cu specialiști din acest domeniu. La întâlnire a participat Anca Pavel Nedea, președintele Autorității Naționale pentru Turism din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. În cadrul evenimentului s-a discutat despre o nouă viziune de dezvoltare a turismului din România prin intermediul organizațiilor de management al destinației, care vor funcționa prin asocierea autorității publice din domeniul turismului cu reprezentanții autorităților publice locale din componența destinației, dar și cu reprezentanții mediului privat ai asociațiilor de promovare turistică și, după caz, cu reprezentanții altor entități relevante pentru realizarea unui management durabil. Dacă ne vom uni toți, vom putea să realizăm ceea ce lipsește județului Hunedoara, și anume o viziune integrată asupra turismului și un plan de acțiuni care să ducă să pună în valoare, în primul rând, patrimoniul nostru turistic. Un prim pas în realizarea acestor obiective este înființarea organizațiilor de management al destinației. Trebuie înțeles că viziunea asupra implementării organizațiilor de management al destinației vine ca o continuare normală a transferului de decizie, de viziune în mâna destinațiilor, în mâna actorilor din destinații, într-un mod integrat, așa cum foarte bine a spus managerul nostru. De ce? Pentru că dacă vorbim strict de Hunedoara ca resurse naturale, resurse antropice, este al doilea județ cu potențial turistic din România. E, în primul rând, un loc la care țin foarte mult, pentru că familia mea provine de aici. Am ținut foarte mult și m-am bucurat de inițiativa Federației Patronatelor din Turismul Românesc, dar și autorităților locale care au venit către noi de această dată, către Autoritatea Națională pentru Turism, auzind de acest transfer de viziune și de implementarea organizațiilor de management al destinației, și au zis: asta ne dorim. Le mulțumesc că au facilitat dialogul nostru și acest transfer de viziune cu actori importanți locali și pentru toți cei care o să ne vadă, e important de spus că dezvoltarea unei destinații înseamnă mai mult decât implicarea agenților economici din turism și a autorităților publice locale. Înseamnă implicarea tuturor agenților economici care, din dezvoltarea zonei, din generarea unei circulații turistice de pe teritoriul României și din extern mai ales, câștigă, pot câștiga și pot ajuta la dezvoltarea integrată a zonei. Organizația de management al destinației este un parteneriat public-privat și se constituie prin asocierea între entități publice locale din destinație cu entități private, nu numai din domeniul turismului. Potrivit reprezentanților Autorității Naționale pentru Turism, această asociere cu personalitate juridică este un suport extraordinar pentru a accesa proiecte pe fonduri europene, nu numai din punct de vedere al axelor alocate României, dar mai ales prin proiecte umbrelă la nivelul Uniunii Europene, cum este strategia Dunării.